Bun găsit, prieteni! Înregistrarea unei camere de supraveghere arată ciudățenia pe care a văzut-o un câine la 3 dimineața. Animalul a început să latre. Deodată, niște picioare fără trup au luat-o la fugă prin curte. Câinele le-a văzut în mod cert. Imediat după s-a dus înăuntru. Se poate să avem de-a face cu o eroare cauzată de calitatea proastă a camerei. Dar dacă a fost mai mult de atât? În timp ce se juca un joc pe TikTok, niște surori au surprins, fără să vrea, o prezență străină. Luminile au început deodată să danseze. Altceva n-a observat atunci. Pe când editau clipul, un chip grotesc, din spate, le-a trimis fior reci pe șira spinării. Aquí hay una persona que siempre la caga y no la deja de cagar nunca. Aquí hay una persona cuando tiene problemas con su esposo, nos mete a todas, pero al día siguiente ya está muy bien con su esposo y nosotros quedamos como pendejos. Aquí hay una persona que su mamá tiene conectado su WhatsApp en su celular para leer sus conversas. Okay. Aquí hay una persona... Aquí hay una persona. ¿Qué pido? Aquí hay una persona. It was at this moment that Franklin knew. Fetele spun că în apartament nu s-a mai aflat nimeni altcineva atunci. Nu aveau nicio mască prin dulapuri, nimic. Având în vedere popularitatea surorilor, peste 20 de milioane de abonați, clipul a fost studiat de mulți specialiști. Unii spun că este autentic, o dovadă paranormală. Alții că este un fals. Despre femeia din avion știți deja. Povestea ei a făcut înconjurul lumii și a prins imaginația oamenilor. I'm telling you, I'm getting the f*** off and there's a reason why I'm getting the f*** off and everyone can either believe it or they cannot believe it. I don't give two f***, but I am telling you right now that that mother back there is not real. And you can sit on this plane and you can die with them or not. I'm not going. Dar ce a văzut atunci? În scuza filmată nu a spus. Tiffany Gomez are din nou voie să zboare. Un reporter de la TMZ, celebrul tabloid american, a surprins-o într-un aeroport și a întrebat-o direct ce a văzut atunci. Răspunsul ei este cel puțin bizar. A lot of people are curious what exactly you saw. Because you know, you alluded to what you saw, but like we just want to know, like, you know, what did you see? I mean, thanks for asking that, but I have been told that I cannot comment on it right now. I see. I'm sorry. I've been trying to like lay low for the most part, but reporters wouldn't let that happen, so yeah. Well, like I was so much strong-armed into speaking, and now here we are. Well, I do want to know, like, I mean, you won't say to me what you saw right now. Yeah. You can't. All right, just got her too. Yeah. Well, but what about, like, what was the reason that you wanted to get off so bad? Again, can't speak on that right now, but I was distressed and I was getting off the plane no matter what. I just probably didn't need to make the scene that I made. Right. But I was getting off that plane, for sure. Right, and you stand by that, like, 100%, even now? 100%. I asked a question, spunând că nu are voie să comenteze, că nu e lăsată. De ce? Mulți privitori spun că Tiffany nu este adevărata femeie din avion. Sigur, aceasta e doar o teorie a conspirației, nu-i așa? Poate.
O mulțime de jurnaliști au încercat într-adevăr să o caute atunci și nu au putut o găsi în bazele de date publice. În urma clipului în care și-a cerut scuză, internauții au folosit inteligența artificială pentru a compara chipul ei de acolo cu cel de acum câteva săptămâni, când a fost filmat în aeroport. Și rezultatele sunt șocante. În timpul podcastului Sunday Cool, unul dintre prezentatori a vorbit despre o persoană care se ocupă cu asemenea comparații online între fețele din mai multe filmări, folosind inteligența artificială. Dacă marja de eroare este de sub 0,6%, atunci vorbim despre aceeași persoană. Dacă este mai mare, putem vorbi despre persoane diferite. În cazul lui Tiffany Gomez, marja de eroare este de 1,2%. Specialistul respectiv a comparat clipurile din avion cu scuza filmată și nu s-a așteptat la acel rezultat. Sigur, comparația nu ține cont de machiaj, de pozițiile diferite ale subiectului în fața camerelor. Aceste lucruri pot induce în eroare programele de genul. Cea mai ciudată chestie abia acum urmează și este legată de IP-ul pe care l-a folosit femeia când a postat scuza pe Instagram. Acesta arată că Tiffany Gomez a aflat atunci la numai câteva străzi distanță de Casa Albă, în Washington DC, când ea locuiește în Texas. Coincidență. Oamenii cred că după aceea a fost vizitată de niște agenți guvernamentali, care i-au dictat ce să spună, în așa fel încât adevărul să rămână ascuns. I'm telling you right now, that motherfucker back there is not real. Un manechin din Paris sperie lumea. Mulți spun că este o persoană reală. Detaliile și privirea acestuia sunt parcă prea realiste. Am putea spune că este o simplă statuie, nimic mai mult. Ceea ce a urmat însă a lăsat privitorii fără cuvinte. Okay, people, tell me something. So this is a store in Paris. This is a man's store in Paris. And this is a mannequin. That they say that they made it and put this in the store. This boy look like somebody dead and bomb. Look at his hand. Wait, I'm doing it through the hole. Look at the boy hands. Look, the hands. His hands is as real as mine. This is friggin' serious, I swear. If anybody have this guy missing. If anybody have this guy missing, please. This is crazy. I've never seen anybody look so friggin' real. How you have this man in another store? Sit down, look. Look at that. You see? This is friggin' crazy. Look at the guy eye. And them said they made this mannequin and put clothes on him and have him sit down in the window. Look at the guy friggin' face. This look like the friggin' guy who was in the school basketball court inside the school where them kill and take out him kidney. I swear to God. No, guys, he's in Paris. If you know anyone not missing a black son, look like this, he's in Paris in the store in the window. Manechinul și-a întors privirea spre femeie, iar ea nici măcar nu a observat asta. Să fi fost operat de la distanță, cu ajutorul telecomenzii. Filmarea a născut discuții aprinse. Unii spun că manechinul este un cadavru adevărat, proaspăt îmbălsămat, folosit de magazin pentru a atrage clienții. Câțiva internauți au mers chiar mai departe cu teoria, spunând că manechinul este Christopher G., un tânăr model care ar fi dispărut în 2020. Cumva, industria modei a reușit să-l transforme într-un manechin veșnic tânăr.
Desigur, știrea nu este reală. Christopher G. trăiește. Așadar, nu este el cel din vitrină. Filmarea rămâne totuși un mister. Voi care credeți că este explicația? Un bărbat a trecut prin mai multe activități paranormale în propria casă. Bătăi suspecte, sunete de pași. Văzând că se află în fața imposibilului, a decis să-și documenteze experiențele cu ajutorul telefonului mobil. Pentru că telefonul i-a dat curaj, a încercat să comunice cu vizitatorul de dincolo. All right, you can see that the bathroom is down there, at the end of the hallway. The bathroom door is the one that has been slamming itself by apparently unseen forces. I'm going to stand here for a couple minutes. If it happens again, then I'm going to catch it on video. If it doesn't happen again, then I'm going to set my camera down and try to just let it sit there and wait and catch it when it happens. Just did it again. I cannot believe I got that on video. I cannot believe I got that. There is nobody in this room except for me. That is the freakiest thing ever. There's nobody back here. Nu se știe dacă presupusul spirit este bun sau rău. Faptul că activitățile s-au intensificat odată cu trecerea timpului înclină balanța în favoarea celei de-a doua variante. La un moment dat, speriat, omul a început să-și caute câinele prin casă. Nu-i mai răspundea. Bailey! What the... Bailey! What the... Din fericire, câinele nu a pățit nimic. E posibil ca omul să fi pus pe jar spiritul prin încercările repetate de comunicare. Un cuțit a zburat spre el. Thank you.
Multe spirite se hrănesc cu energia oamenilor, cu frică. Un skinwalker poate copia atât înfățișarea, cât și vocile oamenilor. Nativii americani știau bine asta. Donin locuiește într-o rezervație din Alberta, Canada, lui Bull Tribe. Oamenii de acolo se află în comuniune cu natura. Sunt învățați de mici că în jurul nostru există lucruri mai presus de cuvinte. Într-o seară, Donin lua cina împreună cu cei dragi. Deodată, niște sunete ciudate au început să se audă de afară. Oamenii le-au găsit sursa. Niște tufișuri. În mod ciudat însă, în spatele lor nu se afla nimeni. Sau... Come out so I can see you. Come out. Come on. Come out. DJ. Come on out. Come on. Hey, stop. What's wrong with you? What? O voce joasă, sinistră, venea într-adevăr de afară și părea să articuleze cuvinte. Poate că voia să limite pe unul dintre membrii familiei, să-i fură identitatea. Sau poate că voia pur și simplu să-și bată joc de martori. Să le arate superioritatea. Creatura a început să li se adreseze direct. Come on out! Why not? Yeah, come on out! Come on! Come on, dude, just leave! Just go grab that gun. No! Oamenii s-au întors în casă, la adăpost, și au chemat poliția. Dar până să ajungă ofițerii, creatura a dispărut. Aceștia au cercetat proprietatea, dar nu au putut găsi nicio urmă suspectă. Fără să știe cum suna vocea, unul dintre ofițeri le-a spus membrilor familiei la întoarcere că a auzit un fel de glas sinistru, bagiocoritor, în apropiere. Deși nu era nimeni prin jur. Când familia i-a arătat filmarea, a rămas fără cuvinte. Era exact aceeași voce. Oamenii spun că vocea aceea a fost produsă de un skinwalker autentic, aflat în pragul transformării. Cazul a rămas nelucidat. Apropo de comunicarea cu necunoscutul, Francisco, un bărbat, a început să creadă că în apartamentul lui s-a infiltrat o prezență străină.
pentru a vedea dacă e într-adevăr vorba de o fantomă și nu un intrus. A lăsat telefonul să înregistreze peste noapte, în iunie 2023. Ceva bântuia prin casă, în timp ce bărbatul dormea. La 3 dimineața, apartamentul său a prins viață. Chico, estoy grabando porque estoy escuchando ruido fuerte en la cocina. Y me lleva un susto de muerte. Son las 3 de la madrugada, ¿vale? Y me acabo de despertar con el sonido súper extraño. Escuché. Într-o altă noapte, Francisco a surprins niște plânsete fără sursă și o voce. El locuiește singur. Vocea i s-a adresat. Privitorii cred că un demon și-a făcut cuib în apartamentul bărbatului. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Incidentele ne arată cât de ușor se poate strecura paranormalul în viața de zi cu zi. Cea mai bântuită locație din Dakota de Nord este sanatoriul Sunhaven. A fost deschis în 1912 pentru pacienții care sufereau de tuberculoză. Inițial, a găzduit doar 12 pacienți, însă numărul celor internați a crescut rapid la 140 în același an. În 1957 a devenit un azil destinat persoanelor cu probleme psihice. În 1989 a fost închis oficial, iar clădirea a dat în grijă nativilor americani, întrucât a fost construită pe terenul tribului Chippewa. Chiar și așa, oamenii nu au vrut-o. O considerau blestemată. Cel puțin 1000 de oameni au murit în sanatoriu, majoritatea fiind îngropați în curte, în morminte nemarcate. Unii cred că maltratarea pacienților, care a avut loc pe timpuri, a dus la o explozie de energie negativă. Numai vânătorii de fantome și infractorii se mai aventurează în Sunhaven. Mulți dintre cei care au intrat în clădire au văzut apariții plutitoare și au putut auzi plânsete de bebeluși. Unii au fost chiar atacați de un spirit violent și au ieșit răniți din clădire. În 2001, un tânăr de 17 ani s-a stins după ce a căzut la o înălțime de 12 metri, în puțul liftului. Locul a fost vizitat atât de echipa de la Ghost Adventures, cât și de Ian, de pe canalul Midwest Ghost Hunter. El s-a dus acolo în august 2023, noaptea, și a surprins lucruri mai presus de cuvinte. Cazul a fost făcut celebru de youtuberul Nuxtop5. Imaginați-vă cum ar fi ca voi să fi fost acolo, în locul lui, singuri. Sound.
Okay, those were footsteps. Oh, shit. Damn these stairs. I definitely heard that. They were probably walking down this hallway. Hello? Niște pași s-au auzit aproape. Lui Ian i-a venit să creadă, cu toată experiența acumulată. Okay, as creepy as that was, I did feel a gust of wind when that happened, and I'm pretty sure that's what it was. See? Holy shit. Still creepy as hell. Ușa s-a deschis deodată, invitându-l pe investigator înăuntru. Pe coridor s-a arătat și una dintre fantome. Hello? What's that? Dude, I think I just saw something. Could you appear like that again? God, dude, it is cold over here. Oh my God, I just went into that room. Dude, it just flew into here. What the? Dude, that was crazy. I just saw you. Did you just go into this room? I need to go in there now. It literally sounded like a woman talking in here. Dude, that was so crazy. I heard that with my own ears. Ma'am? Could you speak again? I think I just heard you. Oh my God. Okay, you really spooked me there. I did not expect that. Did you just knock on a wall? Could you knock on it again? She is communicating with me right now. Lucrurile nu s-au oprit acolo. Mai târziu, a avut loc mult așteptatul contact. Hello! Oh my God! Oh, okay, okay. Run towards it. Oh God! Dude! What the f***? Okay, from out here. Cineva îi cere ajutorul,
de dincolo de mormânt. Vocea s-a auzit în apropierea liftului. Când a făcut niște fotografii, omul a văzut foarte clar că nu era singur. Think I might try to take pictures down this hallway. A lot of people say they see shadow figures. Basically in all areas of this place. I'm hoping to catch one in a photo. If there's anybody down this hallway, could you appear for me? What the? What was that? It sounded like a breath. Was that you? Is all around me right now. Whoa, I think I got something on here. Dude, that was like a figure. Oh my god, and it's gone. Dude, I just caught something. It was by that window. Holy shit. Dude, that was crazy. I just caught like a photo. Holy. Are you standing by this window? Holy. That was so freaking cool. Could you appear again? Oh, dude! I just got that in the freaking camera! Holy... Exploratorul a surprins două lucruri memorabile. O siluetă cu aparatul de fotografiat și un fel de ceață inteligentă cu aparatul de filmat. În același loc, de parcă fantoma l-aștepta. Ian nu a fost singur acolo. Whoa! Dude, look, look, nothing, there's nothing. Silueta albă s-a ținut după el până la plecare. Din fericire, nu l-a urmărit și acasă. Cel puțin, asta crede Ian. Momentan. Pe viitor, cine știe ce ciudățenii va mai experimenta? Ce ziceți? Strângem 5.000 de like-uri. În felul acesta, știu dacă v-a plăcut sau nu episodul. Mulțumesc prietenilor care susțin canalul pe Patreon și pe PayPal. Vă mulțumesc și vouă tuturor pentru vizionare. Ne întâlnim din nou data viitoare.